Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Sotia Gemeni. Haideți să facem o clarviziune plus etalare pentru luna mai 2022. Să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în Gemeni. Bun. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din zodia Gemeni, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna mai 2022, evenimente importante. Gemeni. Aici sunt foarte multe dispute ascunse, dispute în secret cu anumite persoane, posibil pentru cei care sunteți căsătoriți, de care familia voastră nu știu. Posibil pentru cei care aveți, duceți o viață duală, ok? Familia voastră, și aici mă refer celor, în special domnilor, dar și celor care aveți copii împreună. Și eu văd o situație în care aveți copii împreună și cu persoana care sunteți acum. Dar voi, practic, purtați o discuție cu o familie. Aici. Strict cineva anume trebuie să audă mesajul ăsta. Cineva poartă o discuție și lămuriri într-un ajutor financiar vis-a-vis de o familie paralelă pe care o are. O viață duală. Iar bărbatul ăsta vrea să se sustragă. De fapt, e de mult treaba asta că vrea să se sustragă din familia respectivă, unde văd și fete, dar și băieți. El vrea să se sustragă din responsabilități, având în vedere că o persoană aici, o doamnă, care aveți domnii de a face, ok? Vă șantajează din punct de vedere financiar, voi ajutând-o foarte mult financiar, vă șantajează și încearcă să vă facă rău familiei actuale. Asta este un mesaj pentru domnii 45, chiar 60 de ani, ok? Care treceți prin asta. Dar și doamnele. Bun. Pe mai departe, văd că în luna mai aveți foarte mult de lucru. Sunt de rezolvat niște acte, sunt de încheiat, contabilitate, văd foarte multă contabilitate. Este ceva pe minus, ceva. Iar revin la povestea asta, cineva, un bărbat încearcă să ascundă niște cheltuieli pe care le-a făcut vis-a-vis de o viață paralelă pe care o are, ok? O sumă de bani care lipsește sau ceva, în cazul în care aveți o afacere împreună sau sunteți soț și soție de foarte mult timp, bărbatul ăsta încearcă să ascundă anumite finanțe, anumite cheltuieli pe care le-a făcut cu persoana din paralel. Chiar comportându-se destul de urât, ok? Încercând să spună că și bărbatul ăsta este gemeni, despre care eu vorbesc. Fiind foarte stresat, fiind foarte coleric, nu știe cum să reacționeze, nu știe cum să explice lipsa banilor, dând vina pe anumite cheltuieli nejustificate, dispariția unor sume de bani care s-au dus în neant, dar de fapt s-au dus undeva. Bun, pentru alții dintre voi, în luna mai aveți de cărat ceva, e o mutare, vă mutați. Și văd că până în luna mai vă mutați. Aici vorbesc cu cei care aveți gemeni pești, săgetător posibil, chiar leu, ok? Există o mutare la voi, vă mutați, vă despărțiți de o persoană din câte văd, vă despărțiți de cineva, spuneți, am curajul să fac asta într-un final, să fiu cu persoana iubită, ori persoana asta pleacă de la voi, ori voi plecați din casa acestei persoane. Ultima discuție are loc la un apartament, într-un apartament, din câte văd. Vă certați foarte rău cu persoana asta, posibil dacă e un bărbat să devină violent, ok? El vrea să se despartă și insistența unei femei aici îl provoacă să devină chiar violent pentru că el vrea să se despartă. Este cineva care a căutat să dea vina pe cealaltă persoană ca să, sau să facă cealaltă persoană să se simtă să plece pentru că el își dorea de fapt să despartă și să fie cu altcineva. Bărbatul ăsta vrea să fie cu cineva pe care cunoaște deja, probabil din trecutul lui. Magie, Mirela, Mihaela, Maria,
Aurelia, Georgeta, magie, cineva a făcut farmece, în special unui bărbat din Gemeni, ok, care a adus o viață paralelă, încercând să-l despartă. Sunt doi raci aici, două femei din rac. Bărbatul ăsta a trăit cu două femei din rac. O femeie din rac care are băieți și fete și o femeie din rac care are doar fete. Aici va fi doar pentru cineva anume povestea asta. Bărbatul ăsta, din mijloc, gemeni, el are gemeni, pești și posibil capricorn, foarte mult capricorn și pești. Poate apărea ca și regele de cupe, dar el este gemeni. Bărbatul ăsta, practic, vrea să renunțe, ok? A vrut de mult timp să renunțe la femeia asta din rac care are și băieți și fete, ok? Dar doar băieții sunt ai lui, sau cel puțin așa pretinde femeia asta, el dorind și fiind o familie tot timpul cu femeia din rac care are fete, două, trei fete, ok? Iar persoana cealaltă din rac cu băieții nu acceptă făcând farmece. Farmece, au fost făcute farmece, multe lucruri negative, atacând familia bărbatului, cea din paralel. Și bărbatul ăsta știind, a făcut tot posibilul să-l înlăture femeia asta. Și femeia asta, din partea asta, va plăti karmic. Foarte rău și plătește deja. O vor părăsi copiii pentru planul ei diabolic pe care l-a făcut. Aud pe cineva aici, trebuia să te potolești la timp, trebuia să încetezi la timp, nu trebuia să faci lucrurile astea. Ai tăpărât pe niște oameni degeaba. Ți-a dat destui bani. Cineva spune aici, ți-a dat destui bani. Revenind la povestea cu mutarea și despărțirea, asta este o altă poveste pe care o văd. În care o femeie va trebui să-și asume că lucrurile s-au terminat. Oricum, persoana care ați avut de-a face este o persoană dezechilibrată emoțional și mental. Cum dacă și persoana are gemeni, dar s-ar putea să fie pești cu ascendent de gemeni sau cu ascendent de săgetător, cu luna în capricorn, luna în fecioară. E o energie foarte grea aici, a unei persoane duale, oricum gemeni este zodie duală, a unei persoane duale. Luna mai, concluzia, deznodământul și final. Ok, aici este o chestiune de s-a pus punct și s-a decis într-o direcție. O karmă care se termină, o roată, un ciclu karmic care se termină și începe să se învârte în favoarea celor care au făcut bine. Iar celor care au făcut rău încep să aibă roata, cum s-ar spune, în defavoarea lor. Da, pentru că aici a fost un triunghi amoros. Gemeni, ascendent în Gemeni, Luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, mai 2022. Cineva părăsește un triunghi amoros. Este o femeie din Gemeni aici care va trebui cu regret, dar cu asumare, să meargă mai departe, lăsând în spate un triunghi amoros, pentru că ea a aflat adevărul cu Luna invers. Femeia asta are și Gemeni și Rac. Ok? Posibil în legătură cu un leu, dar ea a aflat un adevăr. Și ceea ce a făcut ea, e o femeie aici care a făcut gemeni în balanță vărsător, care are și rac, a făcut farmece urâte unei familii, cred că ce am văzut în prima oară. Ea va trebui să plece cu greutate mai departe, cu o pierdere financiară foarte mare, probleme de sănătate și un regret foarte mare continuu față de trecut pentru ce a făcut cuiva. Ok, mă scuzați. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din zodia Gemeni. Mai 2022. Exact. Diavolul și trei de cupe. Femeia asta a încercat la trei persoane. A fost o familie toxică. A fost A încercat să facă un bărbat să fie dependent sexual de ea. Ceea ce n-a reușit, s-a răsturnat într-un hal roata asta pe ea pentru ce a făcut. Regretând, pot fi mai multe femei, gemeni, balanță, vărsător, capricorn și rac pe scorpion.
iar regretând ce a făcut unei femei. Sunt două femei care au făcut rău unei femei aici. Și femeile astea înțeleg în legătură cu pești, scorpion, fecioară, că lucrurile s-au terminat. Și că oricum persoana merge către ceea ce este menit să fie pe destin. Pentru că aici este un nou început cu justiția. Practic, anumite persoane au făcut rău aici unei persoane foarte iubitoare care nu a făcut absolut nimic. Poate era o situație de o a treia energie, discuții secrete aici în legătură cu bani, 7 de săbi, moartea și 8 de cupe, secretul s-a sfârșit, că l-am spus eu acum. Sau, cum veți avea voi situația, de-l veți afla. S-au sfârșit minciunile cuiva, s-a desconspirat un lucru. Deci era totul, totul, dintr-o dorință de o victorie diabolică. Ambiția cuiva de a câștiga o persoană sau a ține o persoană legată sau pentru bani, ok? Prin lucruri malefice. Justiția cu doi de cupe întotdeauna câștigă bunătatea cuiva. Aici s-a împrăștiat magicianul ăsta peste tot. Cineva l-a împrăștiat ca să îmbolnăvească o persoană. Iar persoana care a încercat să îmbolnăvească aici va avea parte de 5 de monede de turnul și 6 de săbi. Va trebui să-și asume karma care poate dura 5 ani de când atacă ea sau posibil 6-10 ani, ok? Da, ceartă după numere ascunse, sunat după număr ascuns. Bărbatul ăsta care părăsește femeia asta o caută pe cealaltă femeie cu număr ascuns, încearcă să discute, este foarte înverșunat. Ok? El este singur, a părăsit situația aia. O să vorbesc chiar cu un bărbat aici. Okay? El se îndreaptă către o regină de bâte cu puterea, o femeie posibil care are leu, dar poate avea și scorpion femeia asta. Cineva a vrut aici să aibă o victorie în stagnarea cuiva, în legarea cuiva, ok? Un bărbat a vrut să lege un bărbat din geme într-o căsătorie. Cineva a ținut de turnul ăsta, dar turnul a căzut oricum. 3 de săbi, 5 de săbi, bărbatul ăsta din pești, acum care are și gemeni, care și-a rănit o persoană iubită în trecut și acum persoana asta a mers mai departe. El părăsind tot o femeie din gemeni balanță vărsător care are și rac, ok? Acum este într-o înverșunare și gelozie că femeia asta, cealaltă femeie din trecutul lui a mers mai departe. Chiar cu foarte multă pozitivitate, el privind cu jin din spate bucuria acestei persoane și felul în care arată și a revenit. Să știți că pentru multe dintre voi un bărbat v-a făcut asta. Un bărbat care are probleme serioase. Obsedat. Bărbatul ăsta poate avea pești, fecioară, gemeni, chiar leu. E un bărbat din leu mai tânăr. 23-26 de ani. E o persoană obsedată. Dar aici adevărul este la suprafață și cineva se simte ușurat. Bărbatul ăsta trebuie să-și asume karma împreună cu o regină de cupe era pe scorpion pentru rău pe care el l-a făcut. Sunt mai multe povești aici. Vede că a făcut atât de mult rău, persoana asta aproape că a nebunit. Bărbatul ăsta aproape a nebunit. Aproape. Dacă nu era deja. Bărbatul ăsta a nebunit de reușita tot unei persoane din leu. Unei femei din leu. El a nebunit din reușita acestei persoane. Și de vindecarea acestei persoane că merge mai departe pe destinul ei. Ok? Wow.
El s-a crezut împăratul acestei femei. El n-a vrut ca femeia asta să fie cu o persoană din... ea, el n-a vrut să fie cu o persoană din Taur, Rac pe Scorpion. Ori el s-a crezut împărat peste femeia asta ca să-i schimbe el destinul. Sau poate o femeie a făcut asta. Bun, vreau câteva cărți pentru cei din Zodia Gemeni. Mai 2022, Gemeni. Cineva va căpăta foarte multă maturitate în urma experienței astea, pentru că va avea o trezire, awakening, ok? Este vorba de înțelepciune, maturitate, înțelepciune. Pentru că o persoană aici a făcut niște greșeli enorme și speră din tot sufletul cu hope, poate fi o femeie cu părul foarte lung, brunetă. A existat o a treia energie la mijloc, dar cineva, două persoane sunt suflete gemene aici, dar speră din tot sufletul să aibă curajul să spună adevărul, să rendă. Ori să fie acum, să nu fie prea târziu acum când spune adevărul, în legătură cu ceea ce s-a jucat persoana asta. S-a jucat cu inima unei persoane pure. Din egoism, din vechile obiceiuri, din relație în relație, bărbatul ăsta făcea lucrurile astea. Știe că e momentul să schimbe, change. Freedom, să eliberează de relația cu femeia asta. Pentru că intuiția îi spune așa. Poate legătură cu un berbec sau bărbatul ăsta are și berbec. El vrea o uniune cu persoana lui iubită, la care se gândește tot timpul. Știți, clar sunteți domni gemeni care vă uitați aici. Choice, a fost o alegere. Și-a spus, cum am putut să pun persoana iubită? Choice, exact, într-o alegere. Cineva a visat aici sau v-a visat ceva foarte important în legătură cu această situație. Ce îi va aduce pace și armonie. Și cine aduce pace și armonie? Cineva își va arăta adevărata față aici. Și va înțelege că o persoană aici a avut o protecție extraordinară spirituală. Ok. Mai vreau o carte, o singură carte. Cineva și-a purtat corana până la finalul acestui război. Ok. Pentru că simt pentru mulți trebuie că a fost un război energetic, fizic. Și câștigă aici și merge corana mai departe. După ce a fost atacată o femeie pe nedrept. Bun, asta am avut și pentru cei din Zodia Gemeni. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.